ascunsă în colos, neiubolem, și-o utilă-i spate, și rostezele. Refugiații ucraineni din Timișoara s-au adunat în 24 august pentru a-și sărbători țara. Chiar și cei mai micuți s-au pregătit, au îmbrăcat straie tradiționale, au dansat și au cântat. S-au cântat cele mai cunoscute melodii ucrainene și s-au degustat preparate culinare tradiționale. S-au strâns și donații, iar timișorenii le-au transmis gândurile lor bune ucrainenilor care sunt acum acasă în Timișoara. Nu știu foarte mult despre Ucraina. Ca vecinul României de la nord, așa a fost. Și s-a întâmplat nenorocirea care a venit peste voi și sperăm că ne-am dovedit niște vecini buni. Am încercat să vă primim cât mai bine, să vă ajutăm cât de mult se poate. Și voi ați fost extraordinari. Noi avem și expoziția cu foto despre Ucraina, despre ucraineni, bucătărie ucraineană, diferite ateliere, pentru că astăzi e sărbătoare și în ultimii 2 ani noi vorbim mult despre război în Ucraina, dar Ucraina nu este numai război, este o cultură bogată, prăjiturile și restul atelierilor sunt gratise. Dar noi vom bucura pentru donații, pentru că banii strânsi vor merge pentru suportul armatei Ucrainei. Ziua Națională a Ucrainei sărbătorește adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică în 24 august 1991.